Acum văd că zâmbești. Zâmbesc că vă pot dumneavoastră, credeți-mă. De ce? Am început să plâng când am văzut pe monitoriu, dar... Deci plâng de câte ori mi-aduc aminte. Deci câți ani ai, Elena? Câți ani ai? 50 de ani. Mulți înainte. Sărut mâna mult, sărut mâna mult. Și la ce vârstă te-ai măritat? La 19 ani. Crudă, sinceră să fiu. Crudă, dar nu prea crudă dacă dai de bărbatul potrivit cu care să clădiți o viață și o familie frumoasă. Așa am crezut. Așa am crezut și așa mi-am dorit. Dar știți cum este, nu e după cum vrem noi. Dar ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Povestește-ne. Cum s-a întâmplat? L-am întâlnit pe traseu, cum se zice, pe navetă, că ne făceam naveta cu trenul. Și el îi plăcea, lui îi plăcea de mult de mine, dar eu nu îmi dădeam importanță. Erați în același sat? În același sat, în comuna Periș. Iar eu, având atâția frați, mă gândeam, nu mă ia nimeni, probabil că și suntem și amărâți. Și dacă l-am găsit pe băiatul care mă iubea extraordinar de tare, am zis că ăsta mi-e viitorul. Și zic, hai să-mi căsătoresc, să-mi fac și un viitor, să-mi fac casa mea, copiii mei. Că zic așa, am văzut la mama mea, la părinții mei cum erau și a zis să-mi fac și eu un viitor. Și cert a fost că am vorbit cu el cam, să zicem, un an de zile. Și după un an de zile, cum erau pe timpurile acelea, m-au furat acasă, cum s-ar zice. Acasă la el? Acasă la el, da. Bineînțeles că mama mea n-a știut de mine. A doua zi știa că vorbesc cu el, dar nu știa că plec la el. Mama mea, când a aflat, s-a dus exact la părinții lui. Pe atunci a trăit și mama lui și tata lui. Și a zis, zice, ce-a făcut băiatul dumneavoastră? Mi-a luat fata? Să știți că eu n-am ce să-i dau. Eu acasă nu mai iau, că nu am ce să fac cu ea. Dar zice... Dar de ce nu mai ia? Nu, așa era atunci? Că așa dacă era atunci, v-a furat un băiat, clar nu mai avea ce să mai facă cu fata, nu se mai putea întoarce acasă. Nu mai se putea, că... Nu mai lua oricum nimeni. Da, da. Ne făceam de râs. Și atunci trebuia să rămână la el. Și atunci să ne mă căsătoresc. Da, așa de necăjiți ați fost, încât n-avea mama ce să-ți dea ca și zestre? Mama mea mi-a dat o plapumă, două perne, o lenjerie, nu mobilă, nu din astea materiale, adică cer din astea scumpe. Mi-a dat ce a putut însă, că vă dați seama, avea în spate încă 10. Așa mulți ați fost? 13. 13 copii? 13 copii. Și tu a cât erai? Păi se fac socoteala. Costel, Nicoleta, George, Zoica, Claudia, Monica, Marius, Nuțica. A opta. Vai a opta de era. Mine. Înțelegeți? 13 copii. 13 copii. Și mama mea i-a spus, când s-a dus la mama lui acasă, i-a explicat, Cuscră, eu nu am ce să-i dau copilului, dacă vrei să o iei, o iei așa. Nu, Cuscră, n-am nevoie de nimic, decât de fată. Pentru că la noi acolo în sat, să știa că noi suntem copii mulți, că suntem vrenici, ne duceam la câmp, săpam, spălam la mână, ne vedea vecinii că spălam și întindeam rufele pe acolo. Eram ca în serie, așa, una spăla o dată, alta spăla a doua oară, cealaltă clătea și ne vedea. Înțeles. Și zicea că suntem vrenice și îi plăcea de mine atunci. A durat ce a durat, a văzut că mama mea chiar nu-mi dă nimic. A început posta soacră să zică. Păcat că zic acum că s-a dus. Și a început să zică, cum adică mama ta nu-ți dă chiar nimic? Și i-am spus, pe când v-ați înțeles cu dânsa, nu v-a spus că chiar nu are nimic? Ce să facă, să ia de la gura copiilor ceilalți să-mi dea mie? M-am dus plângând la mama și i-am spus. Și mi-a zis, mai că n-am ce să-ți dau. O lenjerie, două fețe, două perne, o plapumă. Păi și de acolo vi s-a tras când v-a zis soacra că nu ați primit nimic de la mama? A început. A început? Calvarul. Calvar. Ce-a făcut? Ce făcea? Păi știi ce se întâmpla? Mama sa îi spunea lui și el intra în casă și s-a luat de mine. Nu putea să-mi zică dânsa. Că la un moment dat, după, să zicem așa, un an de zile, am rămas însărcinată. Și aveam vreo 7 luni. Și i-am spus, și el zicea să-i zic mamă. Nu puteam să-i zic mamă, că vorbea urât cu mine. O dădeam la întors. Cu bre, cu nu știu ce, dar nu-i zicea mamă. Eu o respectam, dar nu puteam să-i zic mamă. Și zice, dă-i-mă una. Păi cum adică să nu, adică tu îi spui să-mi zică mamă și ea nu zice? Și mi-a dat o palmă. Când mi-a dat prima palmă atunci, fiind însărcinată, am zis că mă duc la poliție. Că era micuță, aveam 20 de ani, nu știam eu. Zic, acum mă duc la poliție. Și a, te duci la poliție, m-a luat iar la bătaie. Dar am înțeles că pentru faptul că nu ați primit nimic de acasă, vă culca pe jos. M-a culcat pe jos? Nu. Deci în momentul când m-am mutat la el, mi-a oferit un pat ce aveam acolo. Și în momentul când a văzut că nu-mi dă nimic, a luat patul de acolo, a pus unul peste altul, în cealaltă cameră, deci nefolosind. Așa și eu am dormit
Într-o parte am pus patul, într-o parte încălțăminte. În partea asta aveam o ladă și cu îmbrăcăminte și mai puneam eu acolo. Și în partea cealaltă făceam mâncare. Într-o singură cameră. Și un holuleț ca să pot să ies. Și dormeați jos. Și dormeam jos. Și eu i-am explicat, chiar și spuneam. Zic, eu nu știu că ca mama așa, cum poate să doarmă mama ta liniștită când știi că copilul lui, nu eu, că eu eram o străină până la urmă, dar copilul lui, că cu tine dorm în pat, nu? Dar dormea și el jos? Și el jos, bineînțeles, păi nu numai eu, amândoi. Și de ce n-ați plecat împreună să locuiți undeva și să vă faceți singuri? Am plecat la o perioadă de timp, n-am mai suportat să stau jos, am zis că mă duc cu chirie, că dacă mă duc cu chirie, omul ăla mi-o ofere ceva. Și m-am dus cu chirie vis-a-vis, vecina noastră. Hai, mamă, la mine, că îți dau eu nu știu ce, și m-am dus la femeie. Am stat cam vreun an și ceva, dar râde lumea. Că cum? Adică casa, adita mai casa de mare, tu te duci la, să stai la cutărică? Și m-am dus înapoi. Și a început chinul. A început iară. Scandal, balamuc, bătăi. Păi, până la urmă, bătăile erau din partea soțului la îndemnul soacrei? Păi da, pentru că el numai de maică s-a... Adică, cum să vă spun, eu colabora. Că și când ne-am mutat la casa noastră, el mai mult la maică s-a stătea. Și când vrea de acolo, când venea de acolo, de la poartă, simțeam, când trântea poarta, nici nu știam unde să mă pitesc. Deci de la poartă îmi dădeam seama că e beat și trebuia să fac ceva. Vă dați seama. La mama acasă v-a fost rușine să vă mai duceți, să-i spuneți ce vi se întâmplă? Știți ce se întâmplă? Mama mea stătea, noi stăm în același sat. Și mă prindea și pe drum. Deci dacă fugeam, n-aveam cu ce să mă duc decât pe jos. Și venea cu bicicleta și mă prindea și mă dădea bătaie, mă torceam înapoi. Și m-am dus și la mama, dar venea după mine acolo, venea, intra în casă. Frații mei erau mici. După ce ați născut, nu s-a schimbat lucru? Pentru nu, că nu. Era deja un copil? Nu s-a schimbat pentru că el își dorea băiat. Și din fericire pentru mine a ieșit fetiță. Și acum v-a bătut că n-ați făcut băiat? Nu că m-a bătut, nici nu venea la spital din cauza asta. Și fosta soacră îi zicea, dar ce are mă, că când eram însărcinată îmi punea o păpușă în brațe. Și el o a luat și a arunca, că el a zis că nu vrea să audă de fată. Și Dumnezeu a dat fetiță. Și m-a bătut pe chestia asta, că el mă bătea din orice. Dacă îmi făceam unghiile, de ce îmi fac unghiile, dacă nu știu cum mă pieptănam, de ce mă pieptăn așa, deci nu era o regulă să mă bată de ceva anume, nu. Mă bătea ca așa vrea el. Dar vă bătea fiindcă mai și bea sau și treaz vă bătea? El e nervos de firea lui. Înțelegeți? Deci nervos și treaz, nu mai beat. Frați, nu mai are? Tată, nu din are? Din păcate a murit. Unul s-a spânzurat că i-a plecat nevasta. Tot din cauza asta că era un bețiv și săraca s-a săturat și a plecat. Dar ăla și-a pus singur capăt. Dar tată n-aveau acești copii? Tată aveau, dar dacă mama lui a trăit așa, ce să vadă? Că soacra mea zicea că așa e la bărbat. Până să îmi dau eu seama că chiar nu e așa. Că prima... la bărbat trebuie să tragi. Să te bată, să faci ce vrei, că ești, el e stăpân pe tine. Și când ați născut, nu, asta vă întrebam, deci a început să vă bată pentru că era fată și după aceea, față de copil, cum se purta? Nu se purta, față de copil n-avea nicio treabă. Deci nicio treabă n-avea că copilul, știți ce făceam uneori? La un copil în brațe, că știam că mă bătea, dar nu așa de tare, mă dădea cu o palmă peste față sau un pumn, așa, nu mă bătea cum bate el de obicei. Și îmi țineam copilul în brațe ca să nu poată să mă bată tare, înțelegeți? Copila era deja măricică, adică putea să înțeleagă? Da, avea 7-8 ani, da, da. Și ea nu știa, nu vedea că era la mijloc între doi părinți și între pumnii tatălui ei și dumneavoastră, mama ei? Cine, el? Da. Credeți? Nu, fetița săraca. Fetița zicea așa, când s-a făcut ea mai măricică, mami, te rog eu frumos, să nu zici mâine, poi mine, că dacă... Să nu zici mâine pe mine, că dacă tu stai cu tati până la dânci bătrânețe din cauza mea, dacă vrei, hai să fugim la mama aia. Și eu îi ziceam, unde să fug, mă, mami, unde să fug? Dar zic, dacă mă pine, că mi-era frică. Frații mei erau mici. Fratele meu, Fachiru și cu George, erau mici. Și eu dat seama că îi bătea și pe ei, dar acum s-au făcut mare. Și aveam bază pe ei. Dacă nu erau mici... Și săraca fetiță a crescut așa, totdeauna cascut împotriva pumnilor tatălui ei? Exact. Da, cum să vă spun, mai zice câteodată, mami, mie nu-mi place să se mănânc cu tati. Că avea răutat. Deci, cum să vă spun, nu numai când e beat, el e așa. Așa e el. Deci așa e el, că mama mea mi-a spus, măi, mamă, te-ai încurcat cu ăsta, mamă. Știi ce omor mănâncă soacră ta de la taică? Și eu ziceam că nu toată lumea e la fel. Pă bune, acum, dacă tata lui așa, sunt și copii, am zis că nu. Și uite că n-a fost să fie. Cât ați îndurat aceste... Aceste chinuri? 12 ani. Deci 12, da, chin, nu așa. Eu
vă spun sincer, nu cred că era săptămână să nu mână bătaie. Deci nu era săptămână. Cred că dacă trecea, era o minune. Dar și spuneam, zic, ieși la stradă și bate-te cu bărbatul, te bați cu o femeie. Dar de ce nu știați pe atunci? Nu era pe atunci, adică pe atunci era clar că femeia de aia a fost făcută să fie bătută exact, de bărbat. Da. Nu știați atunci să cereți ajutorul unei autorități, am fost la primarului, poliție. Polițaiului. Știți cum e la popii din sat, popa din sat. Știți cum e la țară? Să cunoaște ăla, pă la ai, lasă, nu pace că e nebun, că se împacă, să nu știu mai ce, numai așa. Deci n-aveam cum să mă duc. Mă duceam și mă duceam degeaba. Mă întorceam înapoi. Și n-ați putut să vă luați fetița și să fugiți? Habar n-am unde. Să fugiți. Unde să fug? Unde să fug, că îmi trebuia și bani? Ce făceam cu singurul copil? Am avut noroc că m-a primit mama. M-a primit mama după aceea la ceva timp a decedat fratele meu și am stat în căsuța aia, că altfel acolo îmi zăceam. Unde după să te câți duci? Ani v-a primit mama? Păi, nu știu de ce, am stat 12 ani. Mama mea imediat, după ce m-am despărțit. După ce m-am despărțit, am stat la ea o perioadă, să zicem ca un an de zile, nu mai știu cum, și apoi m-am stat la fratele meu, care a decedat. Fetița avea deja 12 ani, era fetiță care înțelegea tot, era iată preadolescentă, domnișoară. Ce spunea când vedea că bătăile astea în care ea a crescut continuă și că nu se opresc și că ea trebuie să fie tot timpul martoră la atâta violență între părinții ei? Ce spunea? Ce să spună, v-am spus, mi-a spus atâtea ori să plec. Dar eu până să plec mă tot gândeam că de-aia mă și uit toată așa la televizor ce faceți dumneavoastră și zic, e ușor să spui să pleci. Dar femeia ce e în capul ei nu mai știe. Unde să te duci? Bani trebuie să ai de chirie, trebuie să ai băcini să te primească. Cine te primește în zilele noastre? Cine te primește? Dacă n-ai o mamă, dacă n-ai o soră, un frate să te adăpostească și ei cât să te țină? Credeți? Da, vedeți? Și soții știu treaba asta, că n-ai unde să te duci și de aia trag mai tare. Pentru că ei știu clar că ești la mâna lor. Adevărat. Și atunci e un lanț continuu, exact. Care e o ciclicitate asta, nu se oprește niciodată. Tu accepti, el știe că n-ai de ales și dă. Adevărat. De aia trebuie rupt dintr-o parte firul. Dacă poliția nu face nimic, că nu ia pe agresori și nici pe cei care amenință, îi lasă acasă, atunci săraca femeie trebuie să plece ea. Unde vede cu ochii? Și unde să vadă? Unde să vadă? Eu am avut norocul ăsta, că a fost în sat cu mama mea, au crescut frații mei, m-au apărat și vă dați seama că fratele meu chiar a și zis, dacă vii, zice, nu știu ce nu fac cu tine. Da, s-au făcut mai mari, dar 12 ani a trebuit să stau să mă chinui. Înțelegeți? Dar el, când i-ați spus că plecați și că vreți să vă despărțiți, asta vă spun, cum a acceptat ideea? Gâtul, că omoară pe frații mei, pe mama, că păi, e intrat peste mama în casă. Pentru că murise tatăl meu și știți cum este. Când ești tăcând, mama te joacă cum vrea. Și începea să ducea să cu miloagă, că nu mai face, că nu știu ce. Și i-am zis lui mama, că nu-i spuneam mamei toate alea. Spuneam decât ce auzea prin lume, că zicea, făi, Lucico, tu știi ce bate ăla la fita? Și pe mine când mă întreba mama, puteam să-i spun așa? Nu, bre, că m-am certat cu el, că auzea când ne certăm sau nu știu ce, dar nu puteam să-i spun. Și automat că el avea tupeu să vină, că știa că nu-i spun mamei. Și după ce i-ați spus că nu mai puteți suporta. I-am explicat. Ce-a zis? Explicat situația. Zic, mamă, uite ce s-a întâmplat. Deci mama mea cred că a murit și nu știe tot. Zic, nu pot să mai stau cu acest om, că ce s-a întâmplat? Măi, mamă, mi-ai spus că tatăl lui o bătea pe maică sa. Același principiu are și el. Ce să spun mai mult? Așa explicam. Că nu puteam să-i spun că o durea, că te doare ca mamă, nu? Și am spus, nu pot să mai stau. Și a zis, atunci ia fata și vine acasă. Și m-am dus la mama mea, bineînțeles că a durat. A venit peste mine în casă, unde la mama acolo, dormea lângă poartă. Deci a fost schimb. Fimea nu vrea să-l vadă, când vedea țipa la el să plece. Te rog frumos să pleci. Pentru că fata mea a văzut foarte multe scene. Deci fata mea, Doamne, deci știe mai mult ca mine. Ea mi-aduce aminte și îi și spun. Mami, te rog eu frumos, mai mi-aduce aminte. Mai mi-aduce aminte că... Dar ea știe tot, ea știe mai mult ca mine. Pentru că... A fost afectată ea de-a lungul vieții de toate aceste traume din copilărie? Da. S-a dus și la psiholog. Un an de zile s-a dus. Din cauza asta. Pentru că, vă dați seama, să stai în permanență, să eu să-i spun copilul nu te duce la mamaia că mă bate tati? Că ce puteam să fac? Știu că am chinuit-o, știu. Și i-am și spus, dar nu aveam. Asta era singura soluție în care să nu mănânc bătaia așa de tare. Fata mai ține legătura cu tata? Nu. După ce ne-am despărțit la ceva timp, s-a dus fetița să ceară un inel. Eu am avut, adică pe timpurile alea ați văzut, îți cumpărai fel și fel de, ca și acum. Și avea multe. Și el a venit la serviciu într-o zi, într-o dimineață, eram cu o soră de-a mea, a zis, scoate tot după tine.
Mi-a zis că eu când am plecat acolo, am plecat de cu geanta. Înțelegeți? Și bineînțeles că am luat servicii acolo, mi-era frică să nu vină lumea să ne vadă. I-am scos tot după mine, inele, tot ce am avut, cercei, lănțișori și le-am dat. Și fata a cerut un inel de la mami. Deci mie un inel să am amintire. A scos afară, a zis că n-ai ce să cauți în casă, că e deranj, și nu i-a dat nimic. Nu i-a dat nimic și atunci a și scuipat-o. A și scuipat-o, da. Și mi-a venit și mi-a plângă și mi-a spus. Și de atunci n-am mai ținut legătura? No, niciodată? Nu. S-a întâlnit la mormântarea fratelui lui. Și în momentul când s-a dus fata mea, m-a întrebat. Mami, mă duc și eu la nenicul Dan, fratele lui. Că noi n-am avut bine și cu mamă s-a după aceea și cu... Dar ce am avut, am avut cu el, că până la urmă n-am stat cu soacra mea, chiar dacă era rea, să fie acolo. Și s-a dus la mormântare și a zis așa, dacă eu vin la mormântare, să nu se apropie de mine. Așa s-a spus tati, ori eu, ori el. Și i-a și spus, stai la distanță. Și sora lui a încercat să-i spune că tatu în toți anii ăștia te-a iubit și că a ținut la tine și mereu s-a gândit. Și a zis că eu nu am tată. Dacă până acum nu m-a crescut și n-a știut că eu mă duc la facultate, n-a știut că mi-e trebuie un ban, acum nici eu nu știu. El și-a refăcut viața acum? El, da, da. Și cu actuala nevastă e tot fel, așa? La fel, da. La fel. Păi, nu se schimbe.